Parangul Night Challenge este o competiție de tip vertical race nocturnă. Concurenții au de parcurs o distanță de aproximativ 4,5 km, cu o diferență de nivel de 1000 de metri. La ediția precedentă a fost o dispută aprigă pentru câștigarea cursei. Doi dintre cei mai valoroși alergători montani au trecut umăr la umăr linia de sosire. Este deja o tradiție ca în penultimul weekend al lunii februarie să se desfășoare Parangul Night Challenge, această competiție care presupune parcurgerea unui traseu de 4,5 km cu 1000 de metri diferență de nivel pozitivă de la începutul pârtiei B și până pe vârful Parangul Mic. Adrenalina va da în clocot și la această ediție, pentru că organizatorii doresc să ridice nivelul de spectaculozitate. Cine bate recordul cursei va lua un premiu special de 1000 de lei. Există și un premiu de 500 de lei pentru cel mai bun timp al unui sportiv din Valea Jiului. Da, 1000 de lei este bonusul pentru realizarea unui nou record de cursă. Anul trecut, doi mari sportivi, Andrei Preda și Viorel Palici, au trecut umăr la umăr și și-au împărțit acest premiu. Rămâne de văzut cine va câștiga acest an. Până la momentul actual, în competiție s-au înscris 150 de sportivi.